România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi suntem în Gara de Nord din București. Am venit aici pentru că este locul în care zilnic mii de refugiați din Ucraina își caută scăparea și ajutorul în România sau către alte țări. Aici ajung trenuri din toată țara, de la granițele țării. Aici sunt întâmpinați de voluntari. Aici își recroiesc poveștile de viață. Suntem în fața celei mai mari catastrofe umanitare din istoria recentă a Europei și vom încerca să vă spunem astăzi acest lucru, dar mai ales cum putem fi de folos. Este un moment în care încercăm și sperăm că vom putea să ajutăm. Dar cel mai bine ca să ajutăm trebuie să înțelegem toate poveștile pe care le trăim zilele acestea. Sunt aproape 3 milioane de refugiați, sunt peste 400 de mii care au intrat în România, dintre ei un sfert au ales să rămână în această țară. Oamenii aceștia au nevoie de acum înainte nu numai de ajutor zilnic, care înseamnă adăpost, casă, medicamente, știu eu, îngrijire medicală, ce se întâmplă în viața omului, dar astăzi vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Această catastrofă și schimbarea vieții acestor oameni nu este pentru următoarele o săptămână, două sau trei. De aici încolo lucrurile se complică, aceștia sunt de acum înainte conaționalii noștri, oamenii au nevoie de mai mult decât de ajutorul specific pe care îl putem acorda. Au nevoie de case pe termen lung, au nevoie de locuri de muncă. Așadar, vă chem și la dezbatere și la ajutor. Și o să explic imediat lucrurile astea. Vă chem la dezbatere și vă dau numărul de telefon 0372069599. Îl repet și pentru cei care sună întâia dată, 0372069599. Întrebarea este așa: cum putem să-i ajutăm de acum înainte mai bine pe acești oameni? Ce trebuie să facem pentru ei dincolo de casă, cazare, mâncare, ajutor medical? Cum îi integrăm în societatea românească în următoarele luni? Și cine știe, unii s-ar putea să aleagă să trăiască aici. Pentru ajutorul imediat, am oameni care se pricep foarte bine la chestiunea asta, sunt oameni care fac asta de o viață întreagă. Europa FM este aici, la România în direct, alături de partenerii săi în această încercare, partenerii săi de la organizația Salvați Copiii, lângă mine președinta organizației, doamna Gabriela Alexandrescu. Bună seara, bună seara, bună ziua! M-am pierdut. Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Și Amalia Anastase, care este ambasadoră organizației de ani buni. Salutare, Amalia, mulțumesc că... Bună ziua, Cătălin! Bine v-am găsit! Spun eu, telefonul putem face și în felul următor. Pentru cine vrea să ajute astăzi sau în următoarea perioadă? 8827 e un număr scurt de SMS. Cum se întâmplă, doamna Alexandrescu? E o donație unică la 8827, text salvez, prin care banii aceștia merg către suportul pentru copii și pentru mămicile lor. Pentru că, în special, în România, sau nu numai în România, dar ucrainienii care migrează sunt copii și femei. Sau persoane în vârstă, bărbați în vârstă sau anumiți bărbați foarte rari care din motive medicale au acest accept de a trece granița. Dar ajutăm copiii și mămicile. Am văzut că se poate intra și pe site la Salvați Copiii, deci pentru donații mai mari de 2 euro, nu? E o procedură de genul ăsta. Da, sunteți drăguți. Da, se poate intra pe site, mulțumim. Se pot dona și companiile o fac, pot dona prin contracte de sponsorizare, pentru că, așa cum bine ați spus, acest suport este gândit și trebuie să-l gândim pe termen cel puțin mediu. Adică avem două direcții acum, de salvare la granițe, de ajutor la trecerea granițelor, de ajutor, uitați-vă, în locurile acestea foarte aglomerate în care cei din Ucraina ajung, dar și, perfect a spus, la integrarea celor care vor să rămână în România. Gândiți-vă că jumătate dintre refugiați sunt copii. Din cei 3 milioane care au plecat din Ucraina,
1,5 milioane sunt copii și aproape și la noi în teritoriu, deocamdată cam 50.000 de copii sunt aici în România. Și copii foarte mici, am văzut în gară. Bebeluși, da. S-au și născut copii s-au născut copii. Maternitățile din România. Țin cuvântul pentru că eu sunt ambasador Salvați Copiii pentru reducerea mortalității infantile și am umblat, le mulțumesc tot timpul că m-au luat alături de ei. Și cam de 11 ani dotăm maternitățile și acum, în ultimul timp, îmi spunea Gabriela că s-au născut copii și la noi. Copiii ăștia se pot naște cu probleme, se pot naște cu... au nevoie de incubatoare și ei, deci programul de scădere a mortalității infantile se continuă și pentru acești copii, pentru că și ei au nevoie de aceleași facilități. Îi felicit pe cei de la organizația Salvați Copiii pentru că din prima zi sunt în Vămi alături de, alături de refugiați. Este un lucru foarte greu de, de menținut pentru că e foarte frig acolo. Acum s-a făcut puțin cald la noi, dar a fost foarte și bănuiesc că acolo e foarte este frig în continuare, în continuare și îi felicit. Aș ruga, în afară de SMS-ul la 8827 cu textul Salvez, aș ruga oamenii care vor să fie voluntari să-i contacteze pe cei de la Salvați Copiii și să treacă prin sistemul lor de selecție și să vină alături de Salvați Copiii ca și voluntari, pentru că e foarte important, au nevoie de foarte mulți voluntari. Suntem prezenți în 5 puncte de trecere a frontierei cu ajutor imediat. Suntem prezenți și în cele 5 centre de, pentru solicitanții de azil și în cele 2 campuri pe care X-ul le-a organizat la Siret și Rădăuțe. Adică până acum am oferit suport direct din 25 februarie de când suntem pe teren cu echipe în Suceava, în Iași, în Șomcuta Mare, în Isaccea, în Galați, în Rădăuțe, etc. Am acordat ajutor direct unui număr de peste 13.000 de beneficiari, copii și mămici. Să știți că eu, sau în momentul în care s-a făcut prospecțiunea, cum se zice, pentru această emisiune, colegii mei au venit aici în gară să stea de vorbă cu oamenii și primul pe care l-au întâlnit au fost Teodor Nemțanu, care este lângă noi. Salutare! Astăzi, noi am vorbit de câteva ori la telefon. Și astăzi, când am ajuns lângă el, mi-a zis, fii atent că nu dorm de câteva zile. Deci ăsta e sentimentul pe care îl ai. E unul dintre voluntarii care lucrează aici. Cum ești? Adică... foarte greu, dar în același obosit. Timp... obosit. E obositor. Te-am mulțumit. După 20 de zile aproape. După 20 de zile aproape. Cât timp ați dormit în astea 20 de zile? De 4 ori am fost acasă să mă băbiresc, să mă tun, să fac duș, etc. În rest am dormit aici în sala 2 sau în ambulanța proprie. Ce înseamnă sala 2? Că să aibă lumea o imagine. Că așa vorbesc cu Dodo la telefon și zice, vină și ia-mă de la sala 2. Ok, hai să le spunem oamenilor cum arată aici. Ce înseamnă sala 2? Ce? Sala de așteptare clasa a doua, ca să fie ușor de identificat, i-am spus sala 2. Clasa a doua, sala 2. Noi am făcut ulterior, din cauza numărului mare de refugiați. Acolo s-a putut sta doar 60-85 de mămici cu copii. A fost singurul loc, fiind prima sală în care practic au fost cazați refugiații, acolo a fost momentul de impact. Da? Acolo am decis eu, împreună cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, de la Serviciul Urgențe Sociale, să facem un mic punct de prim ajutor. O mică evaluare la mămici, copii, da? Atâta cât pot eu, da? Pentru că nu sunt cadru medical, să ne înțelegem. Astăzi, când am venit la tine, erai cu o mămică din Ucraina, cu un copil care avea sub o lună, nu? Avem în clipa asta, acum, sus, în cele două camere amenajate undeva în springtime, cu ajutorul unor cetățeni, cu inima cât casa scâmpării, care au muncit în cele două camere, 48 de ore, au făcut în două camere abandonate de 15.000 de ani, 500 de când, s-au făcut, sunt practic două camere, nu fac de râs niciun hotel din București de 4 stele. În clipa asta este un nou născut de 10 zile, ei, da, acolo, un nou născut de 21 de zile. Da, știu că nu e voie. Dacă nu mă înșel, 50 ceva de zile, în clipa asta chiar sunt în acea sală, una dintre mămici chiar zăpimă pe aici cu plăbucior, ca să-l adormă după ce l-a lăptat. Da, viața merge mai departe, te rog. Am niște prieteni care au închiriat o pensiune la Snagov și mai au 5 camere libere, deci dacă ar vrea... Aici e o mică problemă. Noi vorbim de aceste femei
cu copii mici, cele care nu pot sta mai mult de 2, 4, 6, 8, maximum 10 ore. Sunt în tranzit. La ora 2 noaptea pleacă trenul de Budapesta. Ele ajung aici dimineața la 5. După ce a stat în graniță 6 zile, 4, 8, cine știe cât, după care a călătorit cu minunatele vagoane CFR, cu Wi-Fi, cu căldură, cu etc., ajung aici, practic trebuie să o faci foarte rapid, să o duci la un duș, să acel copil să-l spele în secunda 2, să poată să beneficieze de ceva de genul ăsta. Nu să se ducă în toaleta gării de nord, de-aia s-au făcut eforturile astea uriașe acolo, să fie două toalete, două dușuri și niște mese de înfășat, să poată să stea liniștită, să acorde acelui copil grija care trebuie. Iar ele sunt foarte obosite după acest drum. Alea două ore, patru ore, cât vine cursa, pleacă cu trenul la Otopeni sau cât timp pleacă trenul spre Budapesta, mai știu eu ce altă cursă, atunci alea patru ore care le stai aici în gara de nord, să le stai în condiții nu decente, extrem de decente, să simtă că are absolut orice. Majoritatea pleacă în țară. Să știți că 85% din tot ceea ce este acest tranzit, da, pleacă, nu stau. Sunt foarte puțini cei care nu știu, încă sunt debusolați de ceea ce se întâmplă, încă n-au realizat că nu mai au case, încă plâng ceea ce au lăsat în urmă, dar foarte puțini. Aici fiecare tren pentru mine, că sunt câteva trenuri bune, pentru mine fiecare tren înseamnă un ou kinder cu surprize, practic. Eu nu știu ce se află în el, câte mame, câți copii, câte lăuze, habar n-am. Totul este unii, pot fi 200 de studenți marocani care sunt musulmani. În secundară, doi rămâi fără semnul. Ceva mai târziu în program o să vorbim cu o studentă din Tunisia care era unde credeți la Harkov și viața ei s-a schimbat radical, adică s-a trezit dimineața bombardată, ea venind din Tunisia. Nu avem nicio legătură cu lumea asta, studentă la farmacie. O secundă, Dodo, te aștept. Vă rog, doamna. Cred că e foarte important ce spune Dodo și ceea ce Salvați Copiii încearcă să facă, să le ajutăm pe aceste mămici cu copii foarte mici sau cu femei însărcinate. Pentru ele drumul a fost o catastrofă. Și-au lăsat acasă soții, prietenii, frații, părinții, de multe ori familia s-a scindat, o parte a plecat, o parte a rămas, înfrigurate, înspăimântate, cu copiii care au fost martori la toate aceste nenorociri și greutăți și pentru noi e esențial să acordăm ajutor acestora pentru că ei vin înfrigurați cu mare risc de a se îmbolnăvi, de a face niște răceli foarte puternice și trebuie, de aceea e important să le construim măcar pe perioada tranzitului niște locuri calde, așa cum am făcut și în Vama Isaccea și în Rădăuți și în Șopcuta Mare, pentru ca ele și copiii să se poată echilibra termic, să poată să se odihnească. Sunt mai multe organizații care ajută, da? Adică sunt oameni din diverse organizații care ajută fiecare după puteri. Știu, imediat, Dodo, am să te întreb. E o solidaritate fantastică. E o problemă aici pe care Dodo a identificat-o, imediat vin la ea, dar vreau să implic în discuții și pe cei care ne urmăresc la radio, atenție, suntem și pe Facebook, da? Să nu uiți să zic acest lucru, 8827. Cine vrea să facă donație de 2 euro poate să facă momentul ăsta. Marius e la telefon, știu că ne-a ascultat până acum. Salutare, Marius, ești la România în direct. Cum putem ajuta mai bine? Hai să vedem dacă... Alo? Salutare, acum ne auzim. Bună, Ionuț mă numesc. Ionuț, salutare. Te ascultăm. Te ascultăm. Ce vreau să spun este că apreciez și sunt foarte fericit să văd că în această perioadă românii s-au mobilizat foarte bine. Pe termen scurt am dat dovadă că noi ca și popor român suntem uniți și putem să ajutăm și alte popoare și alte țări în momente de cumpănă și greutăți ca acesta, dar pe termen lung, eu cred că dacă oamenii, românii, poporul român, societatea civică s-a mobilizat foarte bine, statul e momentul să dea dovadă că trebuie să caute soluții pentru oamenii, pentru cetățenii ucraineni, pe termen lung. Pentru că pe termen scurt s-au găsit toate... Da, din momentul ăsta e clar că putem și știm, am învățat să facem niște lucruri pe termen scurt. Dar de luna viitoare, nu știu, oamenii ăștia, imediat o să-l cunoașteți pe Vladimir, care vine din Ucraina. Și l-am întrebat, domnule, ce bani au oamenii ăștia în buzunare? Adică din ce trăiesc?
Stai o secundă, Ionuț, uite, întreb, Dodo, cu ce oamenii ăștia din ce trăiesc aici? Știu, mâncare, cazare e ok, și la, dar din ce să trăiești? Adică... Sunt printre ei care, eu am văzut oameni și cu bani, adică sume de bani, bani la ei, dar în care chiar am avut o confuzie a unui cetățean român care a venit să ajute cu niște hăinuțe de brâu și care, eu cât nu am fost atent cu el în sala 2, cât l-am văzut, mi-a plăcut când vin românii să ajute, să merg cu ei în sală, să pune lucrurile care le-au adus exact pe raft unde erau puse aranjate de către noi înainte, da? Acest om a pus hăinuțele de bebeluși la locul lor. Cât eu m-am întors cu privirea, l-am văzut că scoate din buzunar o bancnotă de 100 de lei și eu întindeam unui domn care cu 20 de minute înainte îmi spunea că are la el niște bani și dacă e safe aici, om avea peste 5.000 de euro în buzunar. Om a fugit din război, din teatru de operațiuni de acolo și nu știam cum să-l iau pe cetățeanul nostru. Hai de aici că îl jignești pe om. Aici trebuie să-i tratezi pe oameni cu demnitate. El nu este un sărac, un om, un homeless, da? Ceea ce facem noi cu alte asociații pe străzi, da? Practic cu vulnerabilii noștri. Unii dintre ei au stare, dar nu mai au nimic. Nu mai au nimic, au trebuit să plece de acolo să nu moară. Nu poți să-l jignești pe om. Adică intervenția psihologilor de la Salvați Copii în primele zile, atunci când a fost, nu prea știam care cum încotro, a fost foarte importantă, putem asta. Sunt oameni cu bani, trei oameni fără bani. Mă întorc la telefon. Ionuț, soluție pentru ajutorul pe termen lung. Ai oameni de diverse categorii, ai oameni care... O să mai aibă niște bani, o lună, două, ce face mai departe? Eu cred că pe fiecare categorie în parte trebuie analizat foarte bine și la nou născuți, la copiii care trebuie să meargă la creșe grădinițe, copiii care trebuie să meargă la cursuri, la școli, până și chiar studenții, trebuie să aibă o șansă să-și continue viața și să fie făcut acest lucru într-un mod cât mai natural. Chiar dacă ei sunt afectați de problemele care sunt în Ucraina, ei trebuie cumva integrați între noi, iar părinților, bineînțeles că trebuie să cei care nu au posibilitatea financiară să le se ofere posibilitatea de a lucra pentru a se întreține și a se integra cât mai repede între noi, cetățenii români, atâta timp cât este nevoie ca ei să locuiască la noi în țară. Bineînțeles, unii vor rămâne permanent, alții probabil că odată cu încetarea războiului și când se va putea, se vor întoarce înapoi acasă. E cu foarte... siguranța asta îți doresc foarte mult dintre ei. Mulțumesc tare mult, Ionuț. E foarte important. Ionuț, apropo, poți dona la 8827. Așa ca nație, dacă vreți să vedem... Da. Fac acest lucru. Mulțumim tare mult. Pentru noi e și o mică chestiune bună aici, adică România are nevoie de forță de muncă. Nu știu câți dintre oamenii aceștia se gândesc să rămână aici în țară, dar în mod clar că urmează un pas al doilea. Și... Am înțeles că e un deficit cam de 100.000 de locuri de muncă. Bănuiesc că se vor. Acum, da. Eu voiam să vă povestesc despre niște familii, mă rog, familii, sunt doar femeile cu copiii, care la început când au venit voiau să plece în altă parte și acum după o săptămână de stat în România ziceau: noi vrem să rămânem în România, că aici suntem foarte bine primiți și oamenii sunt foarte calzi. Nu vrem să mergem în alte țări, că nu știm dacă ne primesc așa de bine acolo. Deci oamenii apreciază foarte mult felul de a fi al românilor, chiar dacă suntem o țară mult mai săracă decât celelalte din jur. Am avut o rugăminte de la Dodo, spune așa, că ai vrea un lucru. Doctor, pediatru permanent aici, pentru că, dar nu, mă rog, eu știu ce eforturi faceți voi, că aduceți... Acum, ce să vă spun, în astea 20 de zile este uimitor cum fără să ne cunoaștem între noi, oamenii care au venit să ajute, deci fără să ne cunoaștem pe nume. Să nu uităm un lucru, în afară practic de oamenii de la Serviciul de Urgențe Sociale ai Primării, care au stat pe peronul ăsta zi și noapte, exact în spatele nostru, aici n-a contat că a plouat, că a bătut vântul, că etc., doar ce s-a găsit un cort pe la mine pe mașină să-l pun, să stea, să aibă un reșou, să etc., să nu mai bată vântul, în rest oamenii au stat și au făcut treaba cap-coadă. Iar referitor la doctor, asta n-au putut să rezolve nici ei. Nu era în atribuțiile lor. Aici e chestie guvernamentală. Adică să înțeleagă lumea, sunt doctori, dar doctori aduși de organizații ca ale dumneavoastră, domnule. Exact. Și mulți doctori voluntari, veniți ei. Veniți ei și mai avem un doctor care este cetățeanul ucrainean, care o să-l vedeți imediat. Da, Vladimir vine imediat la noi. Vladimir este adus de o doamnă, practic, da? Și mai avem acolo o asistentă medicală care a fugit din Kiev. Este încă sub traumă, atenție. Ea este încă sub traumă, n-a venit, vine după ora 16.
Ea încă și ajută semenii cu imagini în ochi de ceea ce a văzut, a lăsat în spatele ei. E un pic șocant. Mulțumesc tare mult, Dodo. Vă zic bună. Tot timpul la dată. Și o să-l mai auziți în reportajele Europa, Europa FM. Mulțumesc. Felicitări. Încă o dată. Medic, da. Doamna Alexandrescu, dar eu cred știu că efortul. Trebuie spus că da. Există oameni care ar vrea să vină și cred că trebuie spus că noi toți am început să ne coordonăm sub îndrumarea celor de la asistență socială de la municipiul București, încet, încet, pentru că aici noi am venit, am vrut să ajutăm, ne-am luat niște locușoare ca să interacționăm cu oameni, ne-am adus translatori și am început să livrăm tot felul de servicii. Acum ne-am organizat și cred că este momentul în care să avem, da, și un punct medical clar definit aici. Am vorbit deja cu Societatea Națională de Pediatrie și ar fi foarte interesat și medic pediatru, despre asta e vorba, da, să precizăm. Să ne trimită ture diferite, diferiți medici sau rezidenți care să fie aici la dispoziția oamenilor care au nevoie. Încă în gară e frig, adică e greu, doar în locurile acestea unde ne-am așezat noi locurile pentru copii, la sălile de așteptare e călduț, în rest în gară e frig și e frig oamenii... Și curent, da. Și curent și pentru oameni care deja sunt obosiți și trecuți prin atmosfera rece, e destul de greu. Și vreau să vă spun că deja au apărut ucrainiențe care au început să ne întrebe, au venit la Salvați Copii și să ne întrebe cum pot să-și înscrie copiii la școală. Aia e cea mai bună întrebare. Da. Și dacă pot să-și printeze niște cărți în ucraineană la noi sau dacă găsesc. Deci există, trebuie organizat acest sistem mult mai bine de integrare școlară. Și de depistarea lor unde sunt, unde s-au stabilit, unde locuiesc, pentru că sunt oameni cu siguranță care vor rămâne aici. Dați-mi voie să vi-l prezint pe Vladimir. Vlad îl cunoaștem noi. I'll switch to English right now, but I'll have to do the presentation in Romanian first. Un tânăr doctor ucrainean pe care războiul a prins în Italia, da? A venit în România unde s-a întâlnit cu familia lui refugiată din Odessa în Constanța și astăzi este unul dintre medicii din Gara de Nord. Now I'll switch to English in order to understand each other și voi traduce apoi către fiecare dintre dumneavoastră. Hello Vladimir, welcome to Romania in this bad situation, but you are welcome here and you told us you are from Odessa. What's your story? What's your family story there? Yes, thank you very much for your greetings. Firstly, I would like to express my big gratitude to all Romanian citizens and the government for the help they provide for the all refugees. So on behalf of all of Ukrainian refugees, I would like to say thank you very much. We appreciate this. Yes, but it's Vlad. It's Vlad. Yes, Vlad. Yes. Okay, no problem, no problem. Vlad Lisachenko. Yes. So, like the story you wanted, no problem. I work abroad. I was working in Italy, and when my contract finished, just 2 days, the war unfortunately started, and I was forced to move somewhere. And you know, at the same time, my family was evacuated from Odessa to the Romania, to the border. And you know, distantly, I was trying to manage their accommodation and some shelter for them. So I'm very thankful to the volunteers that helped them. So they provided shelter, accommodation, food in the Constanza, and I reunited with them in Constanza. And after 1-2 days, I felt that they are safe. They have everything they need. I wanted to make my personal contribution to all this situation. So I decided that the best way is like to help refugees somewhere. So just a bit to translate. Așadar, Vlad vine din Italia la finalul contractului său, cu 2 zile înainte de a începe războiul, își termină contractul de doctor în Italia, începe evacuările din Ucraina între timp, familia sa primește adăpost la Constanța, venită din Odessa, probabil prin vama Isaccea, primesc adăpost aici, se reunesc în România,
și pentru că asta e situația, el începe să ofere ajutor aici, în Gara de Nord, unde este unul dintre medici. What's the situation right now in Odessa? What do you know from your friends and family? What's happening there? Honestly, most of my friends and like distant relatives, they also migrate somewhere or evacuated, but the people that stay there, they're telling that for now it's like more or less calm, but you know, this air siren is like permanently every day, 2-3 times, so it's like must do action to go to the basement and back, and there is no day without this extremely hard situation with air siren. So it's like psychologically it's pressed on you. But you know, the first 3 days after the war started, there were bombing on the military objects nearby Odessa, in Odessa. O să traduc acum. Situația în momentul ăsta este cât de cât liniștită, da? Majoritatea prietenilor și familiilor pe care le știe au reușit să plece din oraș. Problema la Odessa în momentul acesta este că sirenele care anunță bombardamente sună de 2-3 ori pe noapte, ceea ce, vă dați seama, creează o spaimă teribilă locuitorilor de acolo. Bombardamente au fost și în zona respectivă în primele 2-3 zile ale războiului. But from other stories and from other people, there are big cities which are already destroyed. Did you talk with your friends or your nationals here about this, about Mariupol or Kharkiv and so on? Yes, indeed. I have some relatives in East Ukraine, and you know, the cities there are almost totally destroyed. The cities like Mariupol, Melitopol, and they are still under the bombing. There's the first thing and the second, there's a humanitarian crisis in there, because all the ways with humanitarian help from our government, from Ukrainian government, are blocked fully. And in this way, Russians try to invade in the way of they provide humanitarian help, and they like only they are helping people. That is not correct, and it could be misinterpreted with the Russian people and other world in this way. Ce face Vlad acum? Descrie o chestiune teribil de importantă în orașele ucrainene. Coridoarele de evacuare pentru civilii ucraineni către lumea vestică sunt închise, dar se oferă coridoare umanitare pentru ajutoare venite din Rusia, lucru pe care populația nu-l acceptă, pentru că s-ar crea un fenomen de propagandă în care autoritățile ruse ar spune: uitați, noi suntem cei care îi ajutăm pe oamenii aceștia. Talking to your nationals here, what do you think about your future here, even you or the people you meet every day on this railway station in Bucharest? What do you think about your future? What will happen? Regarding my future, honestly, I don't have some exact thoughts for the moment, because I'm too like frustrated still. Anyway, I think I will start the Romanian language courses for like beginners, because also volunteers that provided shelter for my family and me, they proposed these courses, and I'm also very thankful for this. Anyway, if I live for a moment in the Romania, I think I have to do it, at least for the my thankfulness for you. As I'm a doctor, I will continue to work as a volunteer doctor for the refugees from Ukraine, and if there is any possibility, I think I'll try to confirm my diploma, my certificates for working here, and try to continue my medical career in Romania. Of course, if it's possible, if I succeed. Yeah, it's possible. We wait for you. Italia o să fie mai ușor, că e Europa și sunt diplomele, cred, yes, mai ușor decât dacă ar fi venit direct din Ucraina. În mod evident. Vlad, thank you very much for your contribution here. Thank you very much you talked to us in this show. And I think there are a lot of people grateful to you that you are here and giving your help.
Thank you very much once again. Thank you also very much. I'm very thankful for all your kindness, empathy, and mercy. It's a very big thing for me, for my family, and I think on behalf of all the Ukrainians that are here or will be here. Thank you very much. Thank you, Ansangen. Vlad Lisachenko spune că este recunoscător tuturor românilor și faptului că, mă rog, am oferit ajutor și că i-am primit aici. Cred că faptele astea de bunătate sunt zilnice și multă lume le observă, nu? Bănuiesc că s-au întors mulțumirile astea și către voi. Da, sunt... demonstrează, nu știu, o mare demnitate și faptul că românii tratează cu respect și cu atenție este foarte important, pentru că ei sunt niște oameni foarte... Dem sunt niște oameni ca noi ceilalți, oameni care și-au lăsat locuri de muncă, care și-au lăsat familii, care au lucrat toată viața lor în Ucraina și în străinătate. Mulți dintre ei au însă familii în alte țări și se grăbesc să plece, după cum știm cu toții, spre Polonia, spre Germania, spre Italia, spre Spania. Dacă vă uitați în granițe, sunt foarte multe, foarte multe autobuze care îi duc acolo, îi duc către... familiile lor care, ca și noi românii, care au trebuit să plece afară să lucreze. Așa că e foarte frumos ce face Vlad, faptul că întoarce generozitatea românilor pentru a-i ajuta pe semenii lui. Foarte frumos. Imediat o să vă povestim ce este și în granițe. Viorica Ștefan, colega mea, a fost la Iași zilele astea. Salutare, Vio! Complicată viață! Complicată, dar în același timp frumoasă, pentru că cei care s-au organizat acolo în Iași să-i ajute pe refugiați fac o treabă fantastică și aș vrea să pornesc un pic de la invitatul pe care tocmai l-ați avut, de la Vlad. Am găsit refugiați ucraineni, mai exact două doamne, care ajutau în bucătărie la prepararea mâncării pentru semenii lor, undeva unde bucătari profesioniști se ocupă să gătească pentru niște sute de refugiați strânși în adăposturi organizate de autorități, dar și de persoane private. Stai o secundă cu noi, că o să spunem povestea ta mai departe imediat, tocmai mai vine un tren în gară în momentul acesta. Trenul de 2:10, da, nu-mi dau seama dacă e... port. Da, cred că e trenul de aeroport. Da. Aeroport. Vio, imediat ne spui povestea ta, dar l-avem pe Marius pe fir de ceva vreme. Salutare, Marius, ne auzim? Salutare, Cătălin, mulțumesc. Mulțumesc de răbdare. Cum putem ajuta mai bine? Ai ascultat toate istoriile de astăzi, cum ajutăm mai bine? Pasul 2 de aici. Cătălin, chiar dacă s-a terminat astăzi războiul, ucraineni n-au la ce să se întoarcă. Infrastructura e la pământ, economia lor, sigur, e avariată, clădiri avariate, case avariate. Deci vor mai fi în România sau cei care aleg să rămână în România vor mai fi o perioadă la noi. Ce mă gândesc eu, că toată lumea a fost binevoitoare acum, cu valul de început, hai să primim la noi în case, hai să-i luăm, dar peste 3 luni, peste 5 luni de zile, dacă va mai fi, e frică să nu... trebuiască unii oameni să-i dea afară din apartamente datorită costurilor sau imposibilității de a ajuta. Deci, o seriozitate pe termen lung ar trebui. Da, aici intervin structuri complicate și autorități. Uite, în câteva minute, după ora 2, că o să prelungim această emisiune. Mai am două lucruri de zis. Te rog, atât făceam doar un anunț. O să o cunoașteți pe Salma din Tunisia, care mai are casă pentru 2 zile. Te ascult. Super. Am intrat în contact cu familii, eu și cu soția avem și la noi o persoană și avem și nota în apartament al unui prieten care e în Statele Unite și mi-a dat voie să închiriez două, trei profesoare, de profesor de universitate, pedagogie, fizică, istorie, care își vor să organizeze pentru ucrainienii care rămân în București școală, cu copiii, cu tinerii care sunt în timpul școlii, care au fugit. Asta e o idee foarte bună. Și poate ministerul, dacă nu alte asociații, să organizeze lucrul ăsta, pentru că sunt profesori ucrainieni care au venit și aici, cred că aici o mână de ajutor puteți da dumneavoastră, domnul Alexandrescu, nu? Da, putem să ne organizăm, clar. Da. Contactați-o, vă rog frumos, Marius, pe doamna Alexandrescu la Salvați Copiii. S-a întrerupt. Contactați-o prin e-mail, nu? Eu sunt băiatul care...
Da. Am întreținut. Mai este situația cu America. Președintele Americii a scris pe Facebook astăzi că ajută ucrainienii, le dă bani și așteaptă cu bratele deschise. Dar doamna care e la mine acasă a fost refuzată vize de America, având pe fata ei singură în America, n-are pe nimeni. Și plânge, stă la mine în masardă și se gândește că m-a trebuit să stea cu mine. Eu am, nu primesc 5 ani de acum să stea. Mulțumesc de Dumnezeu că-mi permit. Dar probabil că conducerea Americii nu cunoaște că funcționarii refuză pe bandă rulantă vize la ucrainieni. Dacă cineva ar putea să facă un studiu sau să ceară o părere din partea ambasadei Americii, cât au aplicat în ultimele săptămâni și cât au primit viză. Foarte interesant. Situația se îmbunătățește cu Anglia, UK. Și acolo sunt probleme la aplicare de viză, dar se îmbunătățește. Fii atent. O să procedăm noi, că aici putem ajuta noi cu pârghiile noastre și o să punem aceste întrebări către diplomația română. De altfel, înțeleg că premierul... Doamna aceasta, o doamnă drăguță, la 48 de ani, care are fata în America și n-are unde să plece în altă parte. Plânge că a fost refuzată și nu știe de ce. Mulțumesc tare mult, Marius. Da. Astăzi, bună. Din câte înțeleg, premierul o să fie la... Isaccea și probabil că va primi întrebarea asta de acolo. Deocamdată, vă zic așa, ediția specială de România în direct se prelungește. Trecem de ora 14 cu discuția noastră. Suntem aici cu partenerii noștri de la Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu și Amalia Năstase. După 14 stăm din nou de vorbă cu voi, ascultăm povestea Viorica Ștefan, care a venit din graniță de la Iași și o să o cunoașteți pe Salma, o fată din Tunisia care a vrut să studieze farmacia la Harkiv și s-a trezit în plin război. Deocamdată, publicitate, ne întoarcem în 2 minute.
Ediție specială România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială România în direct din Gara de Nord, din București. Cred că se și aude acest lucru. Sunt anunțate trenurile. Este locul în care zilnic mii de ucraineni ajung din întreaga țară ca să-și caute adăpost mai departe, fie la noi, fie în alte părți. Vă spuneam că 400 de mii de oameni din Ucraina au intrat în România și undeva la vreo 80 de mii au ales să nu plece de aici deocamdată. Este posibil, spunea guvernul României, că la un moment dat acest influx de refugiați să crească. Ce se întâmplă în gară este că aici oamenii sunt preluați de la trenuri dacă nu sunt așteptați să meargă în altă parte, sunt primesc adăpost, cazare, mâncare, îngrijire medicală și, cum să zic, atenția unor medici, mai ales pentru mamele cu copii foarte mici. Lângă mine, Gabriela Alexandrescu, președinte a Salvați Copiii, Amalia Anastase, ambasador Salvați Copiii, Viorica Ștefan, acum este colega mea care numai ce a venit din graniță, iar voi în continuare puteți dona la 88272 euro sau ceva mai mult pe site-ul salvațicopiii.ro. Viorica, ce spuneai că ai văzut în graniță? Am ajuns în Iași vineri de dimineață, vineri pe la prânz. Am găsit acolo o echipă de bucătari foarte puși pe treabă. Pregăteau mâncare, deocamdată la momentul acela puteau face doar ciorbe pentru 350 de refugiați ucraineni cazați într-un centru organizat de autorități și în alte două centre private, puse spații puse la dispoziție de persoane care aveau clădiri de birouri și au eliberat niște spații, au pus acolo saltele și au primit refugiați. Între timp am vorbit astăzi cu bucătarii respectivi și și-au mutat sediul și acum au procurat alimente astfel încât să facă și fel principal pentru respectivii refugiați. După care am ajuns în graniță unde este un punct de ajutor, unde voluntari, efectiv oameni simpli din Iași, au auzit că încep să vină refugiați în România, foc de război, și au mers mai întâi să ajute cu transportul, să-i aducă în oraș. După care și-au dat seama că este mult mai util ca ei să aibă acolo un spațiu unde să-i poată primi, să le ofere o supă caldă, un ceai cald, o cafea, să aibă un loc unde să-i așeze, să se odihnească puțin, să-și tradă sufletul, să-și pună un pic gândurile în ordine. Și atunci au cerut ajutorul autorităților și au primit un cort pe care l-au folosit ca să le ofere refugiaților diferite alimente. Au mers apoi mai departe cu ideile și au cerut niște containere unde să poată refugiații sta și la cald, pentru că zilele trecute a fost foarte, foarte frig. Am ajuns vineri undeva pe la 3 în centrul acesta și erau afară, cred că, nu știu, minus 3-4 grade. Oamenii aceia efectiv înghețau de frig, dar nu se dădeau bătuți și stăteau acolo să primească fiecare refugiat care oprea în fața punctului lor de ajutor și aveau nevoie fie de informații. Unii dintre ei aveau cazare în Iași, atunci îi ajutau doar să le dea câteva indicații. Înțeleg că ai și vorbit cu unii dintre ei. Am vorbit și cu unii dintre refugiați și am vorbit și cu unii dintre voluntari. Aș vrea să o ascultăm pe Tatiana, de exemplu, care are o poveste frumoasă. Am prieteni în Ucraina și stând acasă și citind știrile continuu, a devenit cam insuportabil și am văzut undeva o postare că se caută traducători la vân. Inițial vreau să plec la cele dintre România și Ucraina, dar sunt departe. Și nu a fost o soluție, pentru că nu știam unde să dorm, unde pot să mă odihnesc și unde pot să fac facultate. Și imediat la o zi după asta, apărut ceva masculin, zic, ok, unde mă înscriu? În fiecare zi? Da, în fiecare zi cu colega cu care am venit în prima noapte, pentru că din moment ce ai fost odată, ai fost de două ori și ai văzut că oamenii într-adevăr aveau nevoie de ajutor, pentru că nu s-ar fi înțeles cu ceilalți fără tine, nu mai poți stai acasă. Să fii spectator la o teroare cu genul ăsta. Ea e Tatiana. Da, ea e Tatiana, este studentă din Republica Moldova, e în anul 4 la electronică în Iași. Pur și simplu a văzut că e nevoie de traducător și a venit să ajute. Venea seara la punctul de prim ajutor de acolo din vamă, ziua mergea la facultate, seara era acolo. Oricât de târziu s-ar fi făcut și oricât de frig ar fi fost. Foarte mulți oameni între aceștia, foarte mulți care fac asta și aici zilnic. Efectiv, mi s-a părut că Iașul este un fel de rețea binelui. Parcă tot orașul s-a mobilizat pentru oamenii aceștia. Adică am văzut în supermarketuri elevi care îi îndrumă, îi roagă pe oamenii care intră și își fac cumpărăturile să lase la ieșire dacă vor ceva pentru refugiați. Și toată lumea reacționează foarte frumos. Sigur, o să punem ceva, o să lăsăm. Vă rog. Efectiv, da. Această
idee cu bucătăria este și Nisaccea și tot oameni, un bucătar, Denis, care are un restaurant în Vadu, a venit cu echipa de voluntari, ceilalți ne-am comit Ganadi, care a ajutat cu echipament de bucătărie, alții companii, Salvați Copiii, care ajutăm cu mâncare, e singurul loc cu mâncare caldă, gratuită, pentru oamenii aceștia care în Nisaccea vin cu bacul, prin frig, vin din frig și din teroare. Stau și cu zecile de ore. Stau cu zecile de ore și plâng, se uită la Denis și mulțumesc plângând pentru acest gest omenesc pe care toată lumea îl face. Tot suportul ăsta e privat, adică suntem noi oamenii care am pus să înțeleagă toată lumea, companii, organizații, indivizi, persoane fizice care uite că pot construi un sistem care funcționează deja de mult timp și va continua, că deja ne-am organizat încât să putem plăti și voluntarii. Cât poți să-i ții voluntari? Deja lucrează de 2 săptămâni. Oameni care au și ei familii, au, trebuie să-și câștige existența. Deci să putem să-i plătim în continuare, dar tot din resurse private și care fac un lucru extraordinar. Știți că de câte ori am vorbit cu Amalia la telefon săptămâna asta, mi-a spus stai așa, că acum rezolv pentru o fată care a venit din Ucraina, care avea cu copilul, era ceva că nu mai știu, s-a trebuit să ajungă la doctor. Unii dintre ei, da, exact ce spunea și Gabriela, au copilaj bolnav, era o fetiță născută la 1 decembrie și care spunea că vomită de 2 săptămâni continuu și e mică, nici 2 luni. Nici 4 luni avea și mama i-am spus haide cu ea la spital și a zis nu, că n-am bani. Păi zic nu, că nu trebuie să ai bani. Eu vorbeam printr-o persoană care traducea și am dus-o la o clinică privată care până la urmă a trimis-o la Grigore Alexandrescu și cei de la Grigore Alexandrescu au ținut o zi internată, dar ea tot întreba, da, când plătesc, da, unde plătesc și că mulți dintre ei nu știu că e gratis asistența pentru ei. Fetița e bine, acum s-au întors înapoi la locul unde sunt găzduiți și le e frică să meargă la spital. Asta e ideea, că ei au impresia că trebuie să plătească ceva. Uite, la asta nu m-am gândit, da. E necesar. Ca noi toți, de ce? Adică noi plătim, trăim cu impresia asta. Ei nu trebuie să plătească. Noi cunoaștem drumul plății, da. Mi s-a întâmplat și mie la unul dintre centrele organizate de o persoană privată în Iași. Tocmai venise o familie, 2 mame cu 3 copii, măricei, și voiau să ajungă în Germania. Aveau nevoie doar de vreo 2-3 zile să stea să-și pună gândurile în ordine și le-au spus cei de la centru care sunt posibilitățile să ajungă în Germania de transport și întrebau în continuu, doamnele, dar e gratuit, dar ne costă biletul? Cât ne costă biletul? Cum ajungem? Și mi-au vrut să-mi dea niște bani, că le-am ajutat niște fete și le-am cazat undeva și le-am găsit loc și la sfârșit au vrut să-mi dea niște bani. Și nouă, că e transportat, adică vreau să dea bani. Chestiunea e că trebuie să ne organizăm mult mai bine noi la primire, la granițe. Și la comunicare. Și la comunicare, da? Să le spunem foarte clar și să-i orientăm. Uitați, aici e transportul, aici e mâncarea, aici e mama și copilul. Adică un pic la granițe, și partea asta costă, e descoperită. Da. Și că e gratuit, da. Și da, că e gratuit. Eu știu că mai venise cu o voce de acolo. Da, mai am o voce de la Gabriela, aș vrea să ascultăm și pe ea. Într-o seară ne-a sunat un prieten că sunt 50 de refugiați și nu au unde să stea și afară e frig și că sunt și foarte mulți copii. În seara respectivă ne-am gândit că avem spațiu și am putea să-l folosim, dar nu era dat drumul la căldură și nu aveam absolut nimic aici. Am postat pe Facebook și de acolo tot s-a share-uit că îl punem la dispoziție și că rugăm să ne ajute fiecare cu ce poate. Au fost foarte mulți oameni care ne sunau, am o saltea acasă, vreți? Ei vin de obicei după drum lung și atunci sunt destul de obosiți. Am avut de la 2 luni până la 80 de ani, cea mai vârstnică dintre ele, care săraca asta cred că 3 zile prin autocar și era frântă și asta era tot ce spunea, cu doar spatele. Este Gabriela Florescu, este un om de afaceri în Iași și a fost sunată într-o noapte efectiv de niște prieteni care au zis avem niște persoane pe ce care trebuie să le cazăm, e frig afară. Și ei efectiv spațiul de birouri pe care îl cumpăraseră pentru a-l amenaja, să-l închirieze, să facă bani din treaba asta, le-au pus la dispoziția refugiaților și sunt și hotărâți ca pe termen lung să
să susțină treaba asta. Au apelat la o organizație din Iași, la o asociație care știe cum să facă lucrurile, organizație care a furnizat voluntari care stau acolo în ture, în timp și zi și noapte, și vin și cu translatori, cu persoane care știu rusă, ca să-i ajute și să le poată facilita comunicarea. Au amenajat acolo dușuri, au vorbit chiar cu un hotel din apropiere unde au niște prieteni să mai meargă și într-o cameră de acolo să facă duș cei care au nevoie. Au făcut efectiv pe repede înainte tot ce era nevoie în spațiul acela. Le-au găsit mâncare. Toată povestea ta, Viorica Ștefan, o auzim sâmbătă? O auzim duminică, la Lumea Europa FM, într-un reportaj mai amplu. Mulțumesc pentru și ție pentru toată munca ta. Mulțumesc. Să știți că și colegii noștri sunt prinși cumva în angrenajul ăsta al povestirilor, dacă vreți, adică sâmbătă și duminici se lucrează, în plus continuă o perioadă teribil de efervescentă, din păcate, aș zice, în situația asta. V-am spus, alături de mine, Gabriela Alexandrescu de la Salvați Copii și Amalia Năstase, ambasadorul organizației, 8827 este numărul la care puteți dona. Cred că fiecare euro contează. Ca să știe lumea, doamna Alexandrescu, spuneți-le exact ca să aibă o viziune așa. Ce se întâmplă cu banii ăștia adunați? Cu banii aceștia se oferă suport imediat în vamă, mâncare, obiecte de imediată necesitate, pampers, materiale igienico-sanitare, căciul, mănuși, păturici, șosete, mâncare de bebeluși de multe ori, apoi consilier emoțional, aducem psihologi care să vorbească cu ei. Acum am lucrat cu translator voluntar, dar va trebui să avem translator pe perioadă lungă, deci va trebui să îi angajăm să lucreze împreună cu noi. Amenajăm spații prietenoase pentru copii, începând de aici, din Gara de Nord, unde am organizat două, ca, mă rog, mămicile să mai relaxeze cât timp voluntarii noștri și să joacă cu copii, să mai relaxeze și copii. Organizăm astfel de spații aici în gară, în Isaccea, la graniță, în Rădăuți, în Siret, în toate campurile pe care, pentru refugiați care sunt organizate. Cam așa se duc, dăm vouchere valorice pentru oamenii care cer azil și stau în centrele pentru solicitanți de azil. Și multe, multe alte bunuri materiale care sunt individualizate în funcție de fiecare necesitate. Dar preferăm de acum încolo să lucrăm cu vouchere valorice care pot fi folosite de ei în mai multe direcții, și pentru haine, și pentru igienico-sanitare, paste de dinți, săpun, tot ce le trebuie oamenilor ăstora. Vă gândiți că mulți vin fără nimic la ei, fără nimic. Unii, da, au bani, au venit, au ce le trebuie, dar unii n-au mijloace de subzistență. O să vă povestim acum, lângă noi, și o să schimb în engleză la un moment dat, este una dintre tinerile care au fugit din Kharkiv, da? Sau Kharkov, cum îi spune în rusește. Salma este din Tunisia, da? Și făcea facultatea de farmacie în ultimul an în Kharkov, adică o mai despărțeau 3 luni de finalizarea facultății. O să schimb în engleză. Hello, Salma. Hello. I just told to the Romanian public that you almost finished your pharmacy school in, yes, Kharkiv. I have still like 3 months to finish, and the war happened. What happened? You told me that in that morning you just wake up in a war. Yeah, we were sleeping, like all of us, my friends too. At 5 o'clock, we started hearing some bombing, and we didn't believe it at the beginning. So we tried to reach each others. Then we found out like Russian like soldiers already entered, and we tried to gather like together and stay in one house to support each others. We were like 7 of us Tunisians, and we tried to support each other. Yeah. Just a second to translate. Povestea 7 tineri tunisieni este trezită din somn de bombardament, încep să vorbească la telefon să vadă ce s-a întâmplat, află că începe războiul, se adună 7 tineri într-o casă ca să se poată îngriji unii de alții și caută cale de scăpare de atunci încolo. How many days you stayed in the Kharkiv during the fights? To be honest, I don't even remember, like we were like a little bit confused, but I think we went, it started 24th, we went out from Kharkov on 26th. So 2 days.
How did you escape from Kharkov? Asta două zile și am întrebat-o cum a scăpat din Kharkov. We got a call from a friend of our friend. She has for a Ukrainian friend. They called her. They said you have to catch the bus. Bus. It's in 10 minutes. Either you catch it, either you won't. So we took our stuff in a hurry and we went to the bus station and we already missed the first one. And our hope was like down. We didn't think we're gonna go. We were so scared. Then another bus came and we got registered in and we got in. It was like 30 hours, yeah, in the bus. 30 hours in a bus? Yes. And but you didn't came with the bus at the border? No, no. We stayed in Cherny. I don't know exactly the name. Chernihiv. I'm sorry. Yeah, Cherny. And then we took the taxis from there. A taxi put us like at the end line because it was a like long line, and we walked approximately 17 kilometers. Yeah. Deci ce vă spune with acum, the valleys. Ca să pleci din calea unui război, trebuie să prinzi un autobuz, ultimul pe care poți să-l prinzi din Kharkiv. Petreci 30 de ore în autobuz, după care un taxi te va duce la coadă, dar coada înseamnă o coadă de 17 kilometri pe care grupul de 7 tineri din Tunisia l-a parcurs pe jos. 17 kilometri. Do you know the temperature at that day? It was the coldest day, I think. It even snowed that day in Romania when we entered. Plus, we got some problems in the borders. Some of us didn't pass at the beginning because it was like crowded from other nationalities. And it took us some time to pass. Even some of my friends, they are Tunisians, they left like their bags, their laptops there. They had to choose between their life to enter the borders, to pass the borders, or to take their baggages, the suitcases and stuff. So they left everything behind and they passed with the passport and that's it. Unii dintre ei au trebuit ca la graniță să-și lase lucrurile din cauza diverselor formalități sau încurcături, așa că au trecut doar cu ceea ce au avut, uneori doar pașapoartele. But did you left your things in Kharkiv? Yes. I took only one suitcase with me, and I'm the only one pretty much who survived. And another friend, her name is Shaima too. She survived with she saved one baggage too. The rest of us with our clothes. We took our clothes, like we kept some of our studies. We didn't have our documents. We left our clothes all in the house. My friends, their house already got bombed. Mine, I think, too. I'm not sure. But, yeah. You have a rental. At the border, you couldn't take the bags. I thought that... I took some bag with me. And my friend, too, took with her. But the rest, they couldn't. So, in this moment, you decided to stay in Romania. Întreb dacă în acest moment, mă rog, după această încercare în care a reușit să plece doar cu o valiză din Kharkiv, dacă a decis să stea în România. So, you have decided to remain in Romania. What's your future in this moment? To be honest, I still don't know, but I chose to stay here to find a solution maybe for my university to finish here, if it's possible, of course. And I applied for some universities and I'm waiting for a response, yeah. You're waiting for a Romanian university response? Yes, some of them, they said it's impossible to take you because it's in the middle of the year plus your fifth year. And I don't have any documents that prove I'm fifth year, yeah. Yeah. Oh, my God. Ce spune Salma în momentul acesta este că ar încerca să-și termine facultatea în România, doar că în acest moment este foarte greu de admis în mijlocul anului școlar. Atenție, ea mai are 3 luni de facultate și că nici nu mai are documentele cu care să dovedească faptul că ea făcea facultate în Kharkov. Asta e una dintre situațiile administrative dramatice din momentul ăsta. So, what you gonna do? For now, I don't have any idea. I'm just, I'm happy. I'm surrounded with good people. People helped us a lot, especially Romanian. And I'm trying just to find a solution here, yeah. Where to live? Do you have anywhere to stay? For now, yes, but after 4 days, I won't. Maybe we can find something.
Yeah. You're alone or with your no, friends? No, I'm alone. My friends, they already left. Okay. Yeah. Să vă mai spun, deci da, peste 4 zile nici nu o să mai aibă casă, dar să sperăm că lucrurile se vor aranja. Dar ce e foarte interesant, știți cum am cunoscut-o pe Salma? Ea a venit aici să facă donații. So, you came here today in the Gara de Nord to make some donations for the Ukrainians. Yes, I came before yesterday too. I'm helping in the center with the like kids and women. I'm trying to be a translator with my little bit of Russian and trying to help, yeah. This is fantastic. Yeah. Very brave from you. Thank you. And very nice from you. Thank you very Thank much. You. Thank you so much. Thank you very much for your courage and for your helping, for you helping. Thank you so much. Thank you. Romii, da, știu că nu, seama nu, de, nu e voie. Dovezile astea de solidaritate uimitoare. Ea este din Tunisia. Din Tunisia. Ar fi putut să plece, nu e, știți cum se spune, nu e războiul nostru. Pentru tunisieni, poate chiar nu e războiul lor. Dar a venit să ajute, că ce să facă? Ăștia sunt oamenii care au primit-o, ucrainienii. Sunt poporul ei, nu? Care i-a dat masă, trebuie casă. Neapărat să-i găsim casă. Îi găsim și... adăpost, da, nu? Da, da. Da. Asta mi se pare senzațional, această dovadă de întrajutorare între oameni care sunt din diferite colțuri ale lumii. Despre asta e, despre asta e misiunea noastră aici, oameni buni. Despre oamenii aceștia care fac bine fără să ceară nimic în schimb. Și atenție, cei mai mulți dintre ei, sau cei cu care am vorbit în momentul ăsta, nu au nimic. Adică poate au, cum ne-a spus Dodo, domnule, e cineva care are 5.000 de euro la el, că atâta a reușit să ia. Dar în rest nu mai au nimic. Nici nu au nimic și s-a, cum să zic, s-a distrus toată munca lor de 5 ani. Adică s-ar putea ca ea niciodată să nu-și poată echivala diploma, pentru că dacă facultatea nu mai există pe acolo, pe unde a făcut-o, nu mai există nici dosarele lor. Și de obicei ei investesc exact ca noi românii în casă și mașină și nu știi dacă după o viață de om, ea e tânără, dar alții, mă gândesc, după o viață de om, nu știi dacă și-or mai găsi casele și bunurile pe care le aveau. Astăzi, așa cum ne-ați auzit la România în direct, ei au viață și au ajutor din partea unor oameni ca voi, Gabriela Alexandrescu, Amalia Anastase și mulți alți mulți români alți care români. Au simțit această perioadă a scos umanitatea, a scos cei mai buni din anumiți români, da, așa. Din marea parte a noastră. Numai că vor avea nevoie de un suport pe termen mai lung, câteva luni cel puțin. Aici, cu această întrebare, sau cu căutând răspunsul aia, va trebui să și încheiem. Deci, care e? Ce facem mai departe? Adică, pentru oamenii aceștia, e clar că asta, în câteva zile, o să învățăm și mai bine. Adică, mâncare caldă, un medic pentru copii, medic pentru cei mari, adăpost, să mai găsesc camere în România, găsim asta. Ce urmează mai departe când și bunătatea, și resursele, și entuziasmul se termină, când începe viața? Știu că există mulți bani alocați pentru protecția ucrainienilor. Sunt foarte mulți bani, probabil că o mare parte din aceștia, 60-65%, se vor duce direct în reconstrucția Ucrainei, dar sunt bani pentru Polonia și România în special. Deci acești bani trebuie gândit, folosiți foarte, foarte eficient, cum ar trebui să se folosească toți banii și pentru români, să nu uităm că totuși România, un stat solidar și inimos, are cei mai săraci oameni. Deci să ne gândim că banii trebuie investiți, trebuie făcute investiții, locuri de muncă, pentru că nimeni nu vrea să cerșească, nimeni nu vrea. N-am auzit vreun ucrainean care a venit, ajutați-mă, ajutați-mă. Nu. Ei vor să muncească, vor să-și închirieze sau să-și facă o locuință, să-și trimită copiii la școală, exact ca noi ceilalți. Deci ceea ce vrem e ca toți banii aceștia, care sunt mulți, să fie folosiți în a ajuta oamenii care au trecut prin așa o experiență groaznică și prin a ajuta românii să se mai ridice un pic și să fim și noi mândri și bucuroși de viața noastră și de ce putem oferi copiilor. Educație, sănătate, locuri de muncă, nu cerem mult. Da, viața normală. Niște școli decente, niște spitale decente, pentru că acești copii se vor duce în școlile în care merg și copiii români și nu știu cum era în Ucraina, nu știu dacă era și acolo vreo fericire, dar la noi, sigur, în școlile noastre, chiar și în București,
nu e prea o fericire în școlile și în spitalele publice și ar trebui să investim mult în ele ca să putem să le oferim copiilor și oamenilor bolnavi niște standarde într-adevăr europene. Și românilor și ucrainienilor și tuturor. Mai ales că brusc, oameni buni, nația noastră s-a mărit. Exact. Da, adică nu e rău asta. Nu e rău și nu e, rău. E bine să faci bine, dar e bine să ai și o infrastructură cu care să poți face bine. Mulțumesc tare mult, nu neapărat de prezența la emisiune. Mulțumesc tare mult pentru munca dumneavoastră și pentru munca oamenilor din organizația dumneavoastră. I-am văzut aici, colegii mei i-au întâlnit în țară, știm că sunt dedicați să facă bine. Și oamenii au plecat de la casele lor de săptămâni. De 3 săptămâni. Din 25 februarie suntem pe teren și mulțumesc și eu tuturor oamenilor din Salvați Copiii, tuturor oamenilor care de-a lungul acestor 3 săptămâni n-au avut odihnă și continuăm, pentru că ne-am luat responsabilitatea să consolidăm echipele, să consolidăm ajutorul, să ne organizăm mai bine și să continuăm acest suport cel puțin 6-8 luni, dacă e nevoie de noi. Suntem pregătiți. 8827 e telefonul pe care vi-l las astăzi. Un SMS costă 2 euro. Asta nu e mare lucru pentru noi, dar adunați la un loc de la mii și mii de oameni, asta chiar înseamnă ceva. Înseamnă că mai ajutăm pe cineva astăzi. Da, e un gest cald și bun pentru oamenii care mulți dintre ei n-au nimic. Amalia Năstase, Gabriela Alexandrescu, mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.